Bună dimineața! Uite, mă aduc aminte și mulțumesc pentru aceste frumoase vorbe. Bei ceva rece sau cald? Nu rece astăzi, dacă se poate. Mai acum o săptămână era, nu veniseră ale Lionel Messi în România și locul tău ședea Răzvan și mi-a, bă, o plișere, crezi că i-ai fi șmecherie, bă, dacă ai vorbit cu Lionel Messi să ne dea și nouă dedicație pentru Neața? Da, special pentru Neața. Pentru Neața, adică nu așa o semnătură. Da. S-a luat legătura imediatamente cu prietenul nostru Andrei Sclăițoiu de la Gazeta Sportilor. Fier pe autograf. Fier pe autograf și a zis așa, păi dacă eu nu pot să fac treaba asta, tu cine? Da. Nu mai merge acum, păi asta e șmecherie, că nu mai, că sunt băieții nu la poartă. Spune că... Nu. Și omul ce a făcut concret ca să nu mai pierdem vremea, da. Asta este ce a reușit Andrei Sclăițoiu, 200 de mii vă costă că e ramă, 20 de lei. 20. Da? Asta este. Aici scrie Lionel Messi și o să veni să-ți o plișere, lasă Caterica, nu? Lucrăm ca profesioniștii. Aici este making of-ul de la autograf. Deci este chiar, da? Colegul Messi. Înainte de începerea meciului, ca să fie totul perfect, exact, nu, bă, după, nu. Înainte de intrarea la vestiare. Deci aici colegul este zona Messi, mixtă. Colegul Crăițoiu. Da, așa, nu-i colegul Messi, colegul Crăițoiu, da, e colegul Crăițoiu. N-am vrut să supralicitez. Colegul Crăițoiu și el amigo Messi. Da, el amigo Messi. A scris Leo aici, deci n-a dat în bășcălie Messi și a plecat. Aplauze, doamnelor, pentru frumos, colegul, da? Crăițoiu. Andrei Crăițoiu, frumos. A zis, mă, pentru mine nu mai auto, m-a umilit un pic, mi-a dat o palmă de mă doare și acum. O plișere pentru tine, pentru mine nu mai autograf cu Messi, că l-am de 2 ani de când a venit cu Dinamo cu Barcelona. Oh. Da, l-am, nu, și într-un colț aruncat. Da, pentru voi o să fac un efort, deci mi-a dat o palmă de... Așa, de la cine vrei? Mă, zic, dacă s-ar putea Messi, fără problemă, ce n-ai, mă? Colegul Crăițoiu. Și s-a prezentat cu treaba asta. Ce-am zis, mă, Crăițoiu, la schimb. Câte, da? Câte autografe a numărat până acum? Eu zic că undeva la vreo 600 are, din astea calitate. Adică? 600 de la premium. Oameni ca lumea, premium, premium. Nu... Dar auzi că pe Messi l-are de ani de zile. Deja. Mi-a zis, bă, e prăfuit, e galbenă hârtia de la șapte. Mai pune mâna. Nu pun mâna, n-am pus. Cum s-a ating, doamne? Trebuie să o punem aceea în bibliotecă. Aici s-a pupat un pic. Dă-o încoace. Ia uite. Bun, ușurel, mulțumim, maestre, că da? Crăițoiu. Deci asta mi-a și spus, bă, cu care mai vreți, când vine Obama, ăștia, nicio problemă, a zis. Lasă că-l țin eu. Asta Sorin, care este cu Peña de Madrid, da, e supărat fleașcă. S-a tăiat de 3 ori până acum. Îl interesează, da, s-a tăiat. Da, nu l-i. Ce să... Ia uite, cum a zis, Leo. Și-ai văzut, Leonel, și bolnav, mă, ce om, și bolnav. Da. În stare vomitivă. Păi la și... 20 de minute după acest autograf, da. De ce crezi că a vomitat? De ce? Emoția. Emoția că... Dar atenție, emoțiune. Mare trebuie să fii profesionist. Băi, bășcălie, Crăițoiu lucrează cu marcare. Marcare. Deci nu vine cu pix, alunece pe foaie. Tot, mă, e calculat. Nu vine cu foicii și de-astea. Foaia albă, țac-țac asemnată la Leo, ai noroc să nu. Spune așa lui Andrei. În primul rând că îi mulțumim. Da. Îți mulțumim, prietene. Un la mână. Doi, dacă tot ai relații, dă un mail oficial și spune-i domnului Messi că îi returnăm favoarea. Adică dacă vrea... Când vrea el. Când vrea el un autograf de la Răzvan și Dani. Cu noi. Nu, dar da? A zis că nici nu se pe... plângă Messi, că acum fusul e perfect pentru el, că e nou. Nu, dar pot să mă duc și până la Barcelona, că eu știu diagonalul la fix. De acolo ajung la Barça de Salamanca, comandăm niște imediat. Deci dacă vrea Leo, noi ne deplasăm pe banii noștri. Zice lumea că suntem chiar nebuni. Noi glumim, să știți.